Bună seara. Într-adevăr, a fost citată Laura Codruța Cezei și pentru vineri, la ora 13. Vinerea aceasta, nu vine. Ea era, audierea era pe 26 februarie. Nu era nu, pe 15. Vorbim despre acea audiere, dacă nu mă înșel, era în Parlamentul, da? Parlamentul European. Care era pe 26 este... februarie. Corect. Iar acum este vorba despre audierea la parchet. Aceasta, adică peste două zile. Ar trebui ca Laura Codruța Kövesi să meargă la secția de investigare a infracțiunilor din justiție pentru a da declarație în calitate de suspect, într-adevăr, în dosarul în care se fac cercetări cu privire la aducerea lui Nicolae Popa, deci în este România. Dosarul Sebastian Ghiță, plângerea lui Sebastian Ghiță, că de la el s-au luat banii. Dosarul deschis în urma denunțului lui Sebastian Ghiță că o parte din banii pentru aducerea lui Nicolae Popa au fost dați de către o firmă din Ploiești, însă banii, spunea Sebastian Ghiță, erau banii lui, cei pe care i-a dat pentru a închiria acea aeronavă privată de la Ciriac, și am văzut foarte bine și facturile în acel dosar. Procurorii au ridicat absolut toate documentele, inclusiv de la firma din Ploiești, inclusiv documente de la Ministerul de Interne. Există acea factură pe care și noi am prezentat-o la Antena 3, factura plătită de firma din Ploiești. De asemenea, declarații de martori, practic toți cei care au avut cunoștință de toate acele lucruri, au fost audiați la parchetul general, inclusiv administratorul firmei din Ploiești, Sebastian Ghiță, a fost și el audiat luni de către procurorii de la parchetul general și și-a confirmat, practic, denunțul și și-a susținut. A menționat la momentul respectiv Sebastian Ghiță că Laura Codruța Kövesi i-a cerut sprijinul și i-a cerut acești bani pentru aducerea lui Nicolae Popa, cumva... Berta, dar știi ce este interesant? Știi ce este interesant? Deci ea este pusă sub acuzare în calitate de suspect. Din postarea lui Vlad Petreanu, pe care o citesc, spune, a fost citată vineri ca suspect exact în ziua în care trebuia să fie prezentă la o audiere, lucru pe care chiar Laura Codruța Kövesi îl sugerează, deși ea e citată vineri acum, data de 15, și audiată în Parlamentul European e pe 26, peste o săptămână. Greșește și domnul Petreanu. Nu a greșit doamna Kövesi și voit, atenție. Și, sau domnul Petreanu de la Pupături. Știți că dacă ești tot timpul cu Pupatul, atunci poți să încurci vinerele între ele. Atenție, pentru că de asta și de replica mă voi duce în Parlament, adică eu mă duc în Parlament, dar ea în Parlament e peste o săptămână și acum vineri pusă sub acuzare. Cu 150 de euro poți să te duci când vrei. Da, să-i dai lui... da, să-i dai lui Elmar Brok. Și te duci în Parlamentul European când vrei tu. Da, vrea să ducă atunci când are programată audierea. Și cu 150 de euro lui Elmar Brok. Te rog, Berta. Nu este audierea vineri, audierea în Parlament trebuie să aibă loc săptămâna viitoare. Este cumva o inducere în eroare, să spunem așa, Laura Codruța Kövesi, ca de fiecare dată cearcă cumva să manipuleze prin declarațiile pe care le face, dar audierea în Parlament are loc săptămâna viitoare. Și da, dacă va merge la acele audieri, va merge urmărită penal într-un dosar aici în România, la secția de investigare a magistraților. Vedem dacă va merge, poate nu va merge vineri Laura Codruța Kövesi, nu? Că, uite, poate să nu meargă, așa cum am văzut de multe ori, că nu s-au prezentat la audieri mai multe persoane care au fost citate. Practic, dar însă... nu meargă, dar sigur că am văzut diverse situații, dar eu cred că în cazul doamnei Codruța Kövesi, dacă nu merge, poate, adică ar fi normal să fie adusă cu duba. Așa cum proceda și doamna Kövesi cu oia care, și fără să refuze să se prezinte, îi aducea din prima cu duba doamna Kövesi. În cazul ăsta, dacă nu se prezintă dubele... în calitate de suspect, da, corect, domnule Cevică, trebuie să fie emis un mandat da, de aducere. În cazul ăsta, Kövesi îi aducea cu duba și fără să refuze ea să se prezinte. Ne întrebați așa, îi lua cu duba și îi aducea. Cum a luat-o și pe aia, cum, pe Bica. Bărta, să refacem această succesiune. În cazul ăsta... dacă refuză, mi se pare normal că dubele există în continuare, nu le-au pierdut ăștia de la parchet. Bine, totuși că Kövesi a trebuit să coboare, practic, să urce, de fapt, două etaje. Deci nici de dubă nu-i nevoie. Pot doar să-i trimită pe doi de ăștia polițiști să-i pună cătușele și să o aducă pe scări. Nu? Să refacem această succesiune. Imediat, domnule ministru, refacem succesiunea. Deci noi am aflat că Ghiță a fost audiat prin videoconferință 5 sau 6 ore, Berta.
Am aflat ieri din documentele, din răspunsul oficial, că sunt 18 dosare în care apare numele Laura Codruța Chioveși.